Săptămâna fructelor și legumelor donate este o activitate din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. Scopul acestei activități este implicarea elevilor în diferite acțiuni de voluntariat, dar și conștientizarea elevilor cu privire la problemele cu care se confruntă colegii de-ai lor, aflați în situații materiale precare. Activitatea a început de luni și se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni. Elevii de la Liceul Api s-au mobilizat și au donat astăzi fructe și legume culese de voluntarii claselor a 10A, B, C, D și F. Am reușit să strângem aproximativ 40 de kilograme de fructe și legume. Am încercat să facem, elevii voluntari au realizat în jur de 100 de pachetele cu fructe care vor fi donate. O parte au fost donate în cursul zilei de astăzi, urmând ca joi și vineri să donăm și restul pachetelelor care au mai rămas. Potrivit organizatorilor, elevii au reacționat foarte bine la această inițiativă. Ei au procurat legumele și fructele de unde au știut. Unii chiar le-au cumpărat din piață doar ca să se implice în campanie. Ce a însemnat pentru tine această acțiune? Această acțiune a însemnat o experiență foarte frumoasă, având în vedere că mă implic în foarte multe proiecte de voluntariat. M-am implicat și în acest proiect știind că este vorba despre copii care nu au o stare atât de bună materială și mi-a făcut plăcere să fac parte din acest proiect. Care a fost rolul tău? Tu ce ai făcut? Am ajutat la împachetarea lor, în alegerea lor și cam atât. Această activitate se desfășoară la nivel județean, iar inițiativa organizării acesteia aparține Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj.